Robi! Am visat. Mami, imediat vine surpriza. Pregătește-te, copii! Deja eu trezi când eu trezi. Mâncarea a venit. De unde e acest rucsac? Robi l-a adus. Să vedem ce este în el. Poate ne ajută. Deja nu am răbdare să văd ce e asta. Un mic dejun chiar în piscină. Așa ceva l-am mai făcut. Dar noi nu știm din ce cauză, de când am ajuns aici, Mircea și cu Melissa au o neliniște totală. Ceva caută tot timpul. Și ce am observat, tot timpul se șoșotesc, de parcă ceva ascund față de noi. Și apropo, am auzit un nume pe care el tot pronunță. Robi. Cine-o fi Robi ăsta? Robi? Stai, îmi pare ceva cunoscut. Undeva am mai văzut acest nume sau am auzit de el. Ok, lasă-l pe Robi ăsta. Hai să trezim. Mirciulică. Matei. Oh, Mircea. Salut! Salut! Câte ora? Este ora 9 și avem o surpriză pentru voi. Chiar acum. Melissa, aveți o surpriză care se cam răcește. Oare va pluti această masă pe apă? Nu se va scufunda. Stai, nu cumva să aibă fiebră. Poate se simte rău. Tu crezi că încă nu i-a trecut răceala de la aer condiționat? Nu cred. Adă termometrul. Cât? Nu cred să fie așa ceva de la un simplu aer condiționat sau de la un pahar cu apă rece. Ba, poate fi. Iată cum Melissa s-a întâmplat. Și ce facem acum? Melissa, noi avem o surpriză pentru voi. Măcar bine că zâmbești. Surpriză? Le-au găsit cei de la aeroport? Ce să găsească cei de la aeroport? Parcă nu am pierdut nimic. Bagajele au venit. Chiar dacă nu concomitent, dar au venit. Au ajuns. Ah, dar despre ce surpriză vorbeați voi? Mircea, cât pe ce? Hai, arătați-mi surpriza! Așa, toți v-ați dat cu cremă pentru protecție împotriva razelor solare. Iar acum, surpriza e la voi. Dar să știi că fără parcă e mai bine. Melissa, tu probabil ai nevoie de un ceai călduț. Sau cacao cu lapte. Eu vreau lapte cu cereale. Eu vreau ceva dulce. Eu vreau suc de mango. Surpriza vă așteaptă chiar aici afară, în fața vilei. Dar dacă s-a trezit și Miha, să meargă și ea la surpriză. Mihaela, nu am vrut să te trezim, dar așa e și mai bine. Mergi la piscină? Până o dați pe Mihaela cu cremă, vă rog frumos să nu vă uitați în direcția aceasta, căci surpriza se pregătește. Nu ne uităm! Dacă vă tot place să stați în piscină și nu prea vă treziți pentru micul dejun, atunci ce ziceți ca micul dejun să fie chiar în piscină? Da! Wow, care! Mic dejun în piscină! Yay! Doar cu aripioare! Aripioarele! Acum l-am văzut! Mâncarea pe apă vă așteaptă! Repede veniți la micul dejun! Mâncarea pe apă! Mâncarea plutitoare! Chiar așa și se numește, micul dejun plutitor! Haideți! Oh, mami, aici e o scară. Și ne așezăm pe ea și mâncăm. Miha, ce vrei să mănânci de aici? Piepene vrei, piepene. De când am mâncat cereale. Lici, niciodată n-am gustat. Gustă și tu. Cine vrea? Cocos! Dar cine vrea tăier? Niciodată nu am mâncat așa. Ce crezi, Ionuț, că noi am mâncat? Beneficiem și noi acum. Pentru că nu are. Dar ce ziceți să mergem în piscina mai mică? Da! Și eu vreau acolo. Noi deja plecăm și așteptăm mâncarea plutitoare. Nu am înțeles. Uite cum a plecat singură, ai văzut? Hai și noi! Noi suntem deja aici și iată că și mâncarea ajunge! Vine după noi! Ca la comandă? Wow, 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 wow! Hai să vedem, trece bariera! Hai! Yeah! Ce fel de cereale sunt astea? Eu le-am mâncat așa, uscate. Deci cu lapte. Pofte bune! Mulțumim! Poftim! Wow! Asta ce-i? Pătrunjel de-al lor? Seamănă la gust! Pește roșu! Mami, cât e de fain să mănânci afară, în piscină! Și cu gura plină să vorbești! Ce-i asta? Turtă din pâine? Mami, gustă și tu, poate și hrișcă. Hrișcă? La miros, da, parcă e mâncare pentru bebeluși din hrișcă. Nu am crezut niciodată că aici, în Maldive, vom mânca hrișcă! Yeah! Poftim, gustă? Chiar, eu țin minte că înainte mie îmi plăcea mâncarea de bebeluși și exact acest gust avea. Nu trebuie să aprindem toate luminile, vom fi deconspirați. Unde-i cafeaua? Apasă, mami. Am apăsat! Hei! E goală? Nu e goală. Trebuie să vezi, tate. E plină. Ce-ai făcut? Am întors-o cu cracii în sus. Nici noi ce-i adus te consumăm, Ionuț. Nu, ai lapte! Lapte rece sau lapte cald? Lapte cald. Bine! Lasă eu! Doar asta ce-i? Pepene roșu, care nu este copt bine? Aaaa! E din ăla cum am văzut și noi în Grecia, cu țel. Prima dată văd așa idee. Implementăm ideea și la noi acasă. Cumpărăm o plută. Și nisip! Și palmier, și crabi. Dar cum v-ați gândit voi să faceți așa ceva? Ne-au sunat aseară și au zis că astăzi dimineață să nu mai mergem la micul dejun. Te-am întrebat de ce? Au zis că veți vedea mâine dimineață. Probabil că au văzut că noi mereu întârziem la micul dejun. Nu ne putem acomoda cu fusul orar care este acolo aici. Mircea, vezi că-ți sună telefonul. Alo? Da, sunt eu. Robi? Da! Mircea, hai să mâncăm! Lasă telefoanele acelea! Da, l-am pierdut în aeroport. Ce? Are GPS? Și unde este acum? Ah, trebuie să mă uit în calculator. Mă duc să verific. Unde e Mircea? Cât mai are să stea acolo? Ce? Robi este aici în Maldive? Ce degustat! Marian, asta merge jos! Mircea, unde ești? Vino aici că mâncarea se răcește! De fapt, se încălzește! Melissa, Robi este aici în Maldive! Ce? Robi! Melissa? Melissa? S-a plecat, a rămas eu singur la masă aceasta. Băi, are surpriză, copilule. E bine să stai aici la mare. De fapt, la ocean. Dacă nu ești cumva de fier, să nu ruginești. Melissa! Ce ai aflat despre Robi? Tu știai că el are GPS și putem vedea unde este el? Și unde-i? În București, la aeroport? Nu! Este aici, în Maldive! Ce? Robi în Maldive? Și pe care insulă sunt câteva mii aici! Nu o să crezi! E pe o insulă cu noi! Atunci trebuie să ne îmbrăcăm și să plecăm să-l căutăm! Și iarăși cioara aceasta a venit să ne fure mâncarea! De această dată de pe panoul plutitor! Bine că am pus acolo telefonul și acum putem vedea! Dar nu mai porni și opri telefonul ăla! Că ea aude și se sperie! Stai că vine, vine iarăși! Cine a pornit apa? Eu vreau să pregătesc mâncare. Eu fac pizza. Uite cu ce nerușinare își bagă clanțul în micul dejun al nostru. Cioară! Ia încătă-ți tu bucătărie în altă parte. Unde v-ați pornit cu aripioarele înfluate? Am zis să le luăm pentru orice eventualitate, dar nu așa înfluate. Hai că le desumflăm acum. Hai să vedem ce ne face. Iată așa, dacă nu reușim acasă, măcar pe drum să ne facem coafură. Oare unde e Robi? Voi, l-ați văzut? Unde e el? Totul e ok? Da! Hai să-l căutăm pe Robi cu bicicleta. Probabil că vom avea mai multe șanse așa. Dar ne vom uita și pe GPS unde este. Hai telefonul sau calculatorul. Opa, un hotel. Am plecat să-l căutăm pe Robi! Robi, unde ești? Suntem noi, nu-ți fie teamă! Mircea, de ce ai oprit? Credeam că l-am văzut pe acolo. Chiar nu vezi că nu-i nimeni acolo? Poate ți s-a părut. Robi, unde ești? Poate aici. Robi! Nici aici nu ești. Pentru o clipă m-am speriat foarte mult. Credeam că este o piesă de-a lui Robi. În partea aceasta a insulei nu este plajă, nimeni nu se scaldă aici. Și robotul, sărmanul, probabil că aici se ascunde, să nu fie văzut de ochii oamenilor. Hai să-l mâncăm! Hei, crabule! Pe Robi, nu l-ai văzut? Se pare că nu. Ăsta e cel mai mare crab pe care l-am văzut aici. Perfect. Robi! Suntem noi! Melissa și Mircea! Tu unde ești? Robi! Trebuie să-l căutăm aici pe Robi. Mircea! Ce-ar căuta un robot în restaurant? Roboții nu mănâncă. Poate ne caută pe noi, speriat. Poftă bună! Deja toate activitățile au fost rezervate. Să vedem cum ne descurcăm. Super! Foarte bună idee! Mircea, așa vom avea posibilitatea să-l căutăm peste tot în această insulă. Poate pe aici! Te ascunde! Robi! Robi! Unde ești? N-a urcat oare în copac? Nu cred, e prea înalt. Robi! 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 Unde ești? Eu acolo nu mă bag. Unde e Melissa? Unde e Mircea? I-am pierdut și nu puteam să-i găsim. Și mi-e sete. Tati, de unde luăm apă? Mame, ți-e sete. Uite câtă apă avem aici. Mine picioarele mă doar. Ionuț, poate cobor tu jos să mă așez în locul tău. A, ce zici? Te schimbăm cu locul. Nu, eu stau aici. Robi! Robi! Dar el oare de noi se ascunde? Poate și el ne caută. Wow! Ia priviți ce căsuță interesantă pentru copii! Dar aici ce scrie? Empty bottles here? Și de unde să le iau că nu le am? Totuși ce e aici? Nu am înțeles. Safeu? O cutie. Tati, noi să crezi. Pe unde ai umblat, Robi? Nu te-a văzut nimeni? Să nu mai umbli în locuri publice. Nu trebuie să ne vadă nimeni. Eu îi caut pe Melissa și Mircea. Îmi este dor. Păcat că aici nu avem internet și nu putem vedea pe GPS unde se află. Mami, uite ce am găsit și eu. Un leagăn, e și scaun. Și pat? Aici este apă potabilă pentru toți care trăiesc pe această insulă. Țineți! Relaxare! Copii, veniți și voi, frate! Robi! Unde ești? Robi! Dar de ce îl căutați voi? De Robi! Matei, fii atent! Îți spunem un secret. Robi este un robot. Adevărat și foarte inteligent. Dar chiar să veniți cu toată gașca încoace? Asta eu nu pricep. 1, 2, 3, dar chiar toți să veniți aici. A? A mai rămas ceva? Ce oameni sunteți voi? Adică de ce păsări sunteți voi? Fără de obraz. Da. Și nu am făcut nimănui nicio invitație. Venim în care, Robi, curtez. Nu vreau să mănânc nimic. Mi-i dor de ei. Și prima activitate pentru cei mici va fi imediat. Stai că Ionuț deja singur se descurcă aici. Ionuț, ție nu-ți este frică de rechini? Acum mergem să-l căutăm pe Robi și sub apă. Poate se bălăcește. I-am ales rapid alăn cu catamaranul. Ai, Matei? Și Mihaela? Da? Ia să vedem cum o să pedaleze Mihaela singură. 3, 2, 1, start! Da, și noi cu Ionuț am plecat în căutăria noastră. Ia să vedem cine dintre noi va fi cel mai curajos și mai puternic la pedalat. Mihaela? Noi câștigăm! Dacă apasă toți pe like și scriu în comentarii Mihaela Melimi va câștiga această rundă! Vai, ce fain se vede! Apa este atât de cristalină! Hai mai bine să ne jucăm! Nu vreau să mă joc cu nimeni, doar cu ei! Ei, așteptați-ne! Pa, pa! Unde v-ați dus? Noi vrem să fim primii! Noi am plecat să-l căutăm pe Robi! Ionuț, tu nu ai observat? Melissa și Mircea, în loc să se distreze, să primească plăcere de la a pedala cu aceste catamarane, mereu să uită în zare. Parcă ceva caută, parcă ceva nu găsesc. Ceva sau pe cineva? Tu știi să coteci cu acest volan? Chiar dacă e cu totul invers, pricep ceva. Acum îi așteptăm pe mami și pe tati, dar nici zare de Robi. Mami, dă-i mai rapid să-i întrecem pe amândoi! Familie, ce ziceți să ajungem pe o altă insulă cu aceste mijloace de transport? Dar oare nu vom obosi noi până găsim o insulă? Nu pierdem timpul! Poate s-a necat, Robi! Nu cred! Este un robot! Matei a văzut o pisică de mare, a plecat încolo! Pisică de mare? Dar cât de mare era pisica de mare? Mircea, nu știu cum tu, dar eu aș vrea să ne răsturnăm cu această barcă. E atât de cald afară și aș vrea să mă răcoresc. Și apa e răturoasă. Trebuie să-i găsesc. Cu siguranță sunt pe această insulă. Afară încă nu este noapte. Tu mă știi de bună. Am văzut ceva care a sărit așa, mami. Și ce era? Sub apă, nu știu. Cu ce semăna? Un delfin. Mergem acolo să vedem? Da. Cineva a văzut o pisică de mare, cineva a văzut un delfin. Iar noi cu Ionuț nu prea am văzut nimic. Doar o platformă. Ia să vedem ce se află acolo. Rechin nu prea am văzut. Repede, după ei, da? Da. Dar nu l-am găsit pe Robi. Da, Matei, ești cel mai atent. Nimeni nu a văzut nimic în afară de Matei. Dar de fapt, dacă este Robi în apă, se poate defecta. Și putem primi de aici, în schimb, dacă este pe mal. Și acum, haideți să vedem cine dintre noi este cel mai rapid să ajunge primul la mal. Noi! Noi primii! Pa, pa! Ionuț, nu suntem primii! Dar deja mă dor picioarele! Suntem primii! Și-am ajuns! Acum poți pleca, să ai grijă de tine! Te așteptăm aici! Eu plec să-i caut! Melissa, Mircea, veniți încoace să vedeți ce surpriză ne-au pregătit! Nu știu pentru cine este, dar e foarte faină! Wow! Asta pentru mine cu siguranță! Nu se vadă nimic! Prima tati! Așa! Nu, prima eu! Aceasta este surpriza! Cu siguranță pentru mine! Sarcina noastră este să ajutăm oamenii. Deci trebuie să-l ajutăm și pe Robi. Nu cred! Jacuzzi cu petale de flori! Cum e Miha? Cu spumă! Eu prima dată mă scald în așa ceva! Wow! Totuși, a făcut cineva comandă de așa surpriză? Tati, recunoaște? Eu nu știu cine a făcut această surpriză, dar de ce nu pentru mine? Da. Tu ai uitat! 8 martie este sărbătoare pentru fete, deci toți băieții ieșiți de aici. Eliberați cada! Mia noastră! Eu nu fac spumul cu șampon. Apropo, la mulți ani fetelor! Mulțumim, dar noi deja suntem în duș! La mulți ani fetelor!